Constructorii rutei ocolitoare a Sucevei s-au întors pe șantier și au început execuția lucrării din fonduri proprii. În acest moment, constructorul și-a asumat ca din resurse proprii să înceapă din nou lucrarea la centură, ceea ce este foarte bine. Și sunt convins că odată cu avansarea în teren a lucrărilor vor fi și decontările de rigoare. Deci, practic, această procedură s-a asumat împreună cu directorul acestei companii, cu Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi. Ministerul Transporturilor a prins în bugetul național pentru anul acesta suma de 70 de milioane de lei pentru continuarea lucrărilor la ruta ocolitoare a Sucevei. Avem buget, nu este încă alocarea practică, pentru că relația contractuală între Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri de România, care este titularul investiției, și firma care a câștigat licitația și care s-a schimbat de-a lungul timpului, dar vorbim de un contractor final, au asumat ca această lucrare să continue. Știm foarte bine că avem alocată suma de 73 milioane de roni în acest an pentru această investiție. Deși alocația bugetară pentru construcția șoselei care va scoate traficul greu din Suceava este generoasă, banii tot nu ajung. Pentru finalizarea investiției ar mai fi nevoie de încă 70 de milioane de lei. De-a lungul timpului, până în momentul de față, s-au plătit aproximativ 200 milioane de roni pentru această investiție, dar de-a lungul timpului, perioada 2008, 2009, 2010, a crescut foarte mult valoarea investiției, cu aproximativ 62%, de la 200 la circa 350 milioane. Deci în acest an noi punem 73 milioane, Guvernul României pune acești bani și ar mai fi un rest de plată pentru această perioadă, care poate fi și acest an, dacă lucrurile merg bine în plan național, de circa 70 milioane de roni. Lucrările la ruta ocolitoare a Sucevei au început în forță în 2009, atunci când va fi gata, șoseaua va avea peste 13 km.